Legea asociațiilor de proprietari permite închirierea contra cost a spațiilor comune din blocuri pentru desfășurarea de diverse activități sau pentru amplasarea de panouri publicitare ori antene de telefonie mobilă. Dar cine își închipuie că banii proveniți din închiriere trebuie împărțiți între proprietarii imobilului se înșeală. Banii nu pot fi cheltuiți decât pentru întreținerea blocului. Banii obținuți din închirierea spațiilor comune reprezintă venituri ale asociației de proprietari. Drept urmare, aceștia intră în contul asociației, dar nu pot fi împărțiți proprietarilor și nici nu pot fi folosiți pentru plata unor prime sau salarii. Astfel, toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzile bancare, alimentează doar fondul de reparație al asociației de proprietari, iar acest fond poate fi folosit pentru consolidarea blocului, pentru reparații și îmbunătățirea ale spațiilor comune, reabilitare termică și așa mai departe. Câți administratori de asociații de proprietari din Deva își desfășoară și acum activitatea ilegal, adică fără atestat? De ce Direcția de Asistență Socială Deva intenționează să înființeze asociații de chiriași în blocurile sociale? Ce se va întâmpla cu clădirea cantinei sociale și ce proiecte de investiții se derulează în prezent? Aflați urmărind astăzi, după știrile 1 TV, emisiunea de la A la Z, în care este invitat Alexandru Jurja, director executiv al Direcției de Asistență Socială Deva.